Bună seara, stimați telespectatori, sunt Denis Pilafai, bine ați revenit la 40 de întrebări cu mine. Bună seara, Andreea. Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Te-am chemat aici să-mi dai niște sfaturi despre relații. Te deranjează? Absolut deloc. Absolut deloc. Ce se întâmplă? Am încercat tot felul de relații, dar nu au mers. Urmează întrebarea, la ce număr ar trebui să mă opresc? Nu cred că există un număr. Spre exemplu, pe ultimul am vrut să-l cuceresc, i-am trimis flori, bilețele, chestii de-astea. Oh! Te-ai uitat la animale, cum sunt animalele? Cum e femela? Femela stă și masculul trece pe lângă ea. Și o miroase și se uită la ea. Și ea după aia se duce în viața ei, își vede de treabă, dar când vine masculul, ea nu face nimic, ea doar stă. Îi dă voie omul, animalului să o cucerească. Adică să las animalul din el să mă cucerească și să înfrânez animalul din mine? Tu nu poți să ai o relație cu cineva din România. În fine, am mai avut o relație cu un bărbat care, știți, era cam... Impo, nu... Am învățat un lucru în India. Oricărui lucru îi dai atenție, crește. Bun, crezi că voi reuși să-l fac să... crească? Nu știu, viața este foarte surprinzătoare. Pe Kiril am încercat să-l agăț o dată, fată. L-am chemat la mine, să vezi, ascultam Vama Veche. Cred că n-am ascultat niciodată Vama Veche. Ei, lasă. Și beam tărie. Mie nu mi-a plăcut niciodată să beau. Eu mai... puțin așa. Păi nu mă deranjează minciuna foarte tare. Bine, destul de mult. E mai bine așa? E așa un paradox. Și nu a funcționat nici relația asta, fată. Acum, știi ce-mi zic de fiecare dată, în fiecare dimineață, în fața oglinzii? Vai, de mine am ajuns la 45 de ani și nu sunt măritată. Exact. Și Bocesc, care m-a făcut mama fără noroc la bărbați, Andreea. Eu nu mișc absolut deloc fața. Tu chiar nu-ți mișc deloc fața? Nu te impresionează faptul că am plâns? Mi s-a părut foarte enervant. Ești crudă, Raicu, ești foarte crudă. Urmează întrebarea, ultima întrebare. Câți ani vor mai trece până îmi voi găsi și eu un bărbat să mă iubească așa cum sunt? Mult. Foarte mult. Foarte mulți ani. Urât foarte mult din partea ta, fată. La revedere, nici nu te mai chem. Stimați telespectatori, mi-am părut foarte bine. Ne revedem și data viitoare cu o emisiune mult mai fericită, sper. V-am pupat. Am și o întrebare pentru tine. Ce au zis oamenii aia când au văzut-o pe Andreea Raicu la Pilafai? Au zis, mamă, ce bine arată diva! Lângă Andreea Raicu.